Cred că România îi lipsește educația de a face bine. Eu mă uit pe formularele donatorilor noștri. În fiecare an primim donații din străinătate. Majoritatea banilor noștri vin de la prieteni, colegi care cred în noi. Eu am prieteni și colegi și în România. Nu văd întotdeauna convertindu-se în donații sau în oameni care se oferă să vină să ne ajute să facem ceva împreună. Mie mi-era clar că vreau să fac bine unde mi s-a făcut o grămadă de bine. Și știam că dacă vin acasă și facem bine acasă, lucrurile, știi, eu cred în efectul ăsta de bulgăre de zăpadă. Dacă rostogolești ceva, el mai atrage pe lângă și va mai crește. Vin din Mediaș. Mediaș e un loc minunat în care am copilărit și mi-am petrecut toată adolescența până la 19 ani. După care am plecat în Anglia. Am plecat la studii pentru Facultatea de Informatică, întâi la Birmingham, apoi la Londra. După care am început să lucrez în Anglia, în Londra, în consultanță ca Machine Learning Specialist. Și acum îmi termin a treia facultate, un MBA la Oxford, ca să fie pachetul complet, să-mi termin turul facultăților. Cred în educație și cred că e singurul mod în care ne putem salva noi pe noi și noi pe ceilalți. E singurul mod în care putem să ridicăm o nouă generație care să creadă în România și să creadă în ei. Pentru că ne lipsește fundamental încrederea în noi. Povestea e o poveste un pic mai lungă și mai interesantă. Prietena mea, cea mai bună cu care am și locuit în pandemie, e ucraineancă. Și petrecându-ne noi serile de pandemie într-o letargie din asta și o exasperare a omului care stă acasă, povesteam despre ce-am face noi dacă ne-ar da cineva o căpiță de bani. Și povestind împreună, amândouă am ajuns la concluzia că ne-am face o școală. În seara din pandemie, noi nu ne-am putut decide unde începem. Începem în Ucraina sau începem în România? Ei, ca toate coincidențele nefericite, un an mai târziu problema ne-a fost rezolvată, așa că primul proiect l-am făcut în România cu copii ucrainieni. Dacă vrem să facem o tabără de vară, trebuie să ne mișcăm foarte, foarte repede. Noi suntem momentan nimeni în drum, două împrăștiate de la Londra. Ce ne apucăm acum să ne facem proiect în 4 luni de zile? Am dat toate telefoanele și am ajuns la Ministerul Tineretului și Sportului de atunci, care s-o mai fi redenumit între timp, are locații de tabără. Locații de tabără, 3 în județul Sibiu, toate frumoase. Și am ajuns la Cisnădioara. Cisnădioara e un fel de paradis. Ai cetatea undeva pe un deal superb împădurit. Tabăra are piscină, are teren de sport, are loc de joacă. Are o grămadă de locuri în care putem preda și o sală de mese enormă. Și am zis, noi aici vrem, aici rămânem, ăsta e locul nostru. În mai puțin de 3 luni, noi reușisem să strângem vreo 20.000 de euro, care era cam tot ce ne-ar fi trebuit să ne punem la punct. Echipament sportiv, închiriatul taberei, mâncare, transport voluntar, transport copii, tot ce însemna logistică. Am devenit ONG, Asociația Do Be Good. Anul trecut am găzduit 80 de copii, am avut 2 săptămâni, 40 de copii, încă 40 de copii. Copii ucrainieni refugiați în România din diverse zone. Copii care nu fuseseră la școală în ultimul an, care nu aveau o viață normală, care locuiau în România cu mamele lor. Copii care desenau când le dădeai foaie de hârtie tancuri. Am predat robotică, am făcut experimente de fizică, am făcut creative writing. Tot ce-ți poți imagina într-o școală a viitorului hipster, am încercat să facem la Cisnădioara pe teren cu o echipă de voluntari. Se poate în România. Și știam deja că se poate în România. Cheia succesului cred că este munca și determinarea.